Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi facem simularea tinerilor. O idee foarte bună propusă de un abonat care mi-a spus mai multe videoclipuri să fac simularea tinerilor. Și iată că astăzi aveți simularea tinerilor. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo, dacă îl place și apreciați ce fac, să apăsați butonul de like, să strângem acolo multe like-uri și să vă abonați în caz când ați fi deja, pentru a strânge acolo 1000 subscriber. Mai avem 100 subscriber și am ajuns și abia aștept, pentru că aveți un videoclip special și clipul ăla chiar va fi tare. De asemenea, că tot ai abonat, nu uitați să activezi și clopoțelul pentru a primi notificări când poți deja nu. E bine, sunt la Farul, pentru că aceasta este echipa care mi-a propus acest abonat să o folosim. Însă Farul este în Premier League, da? Este în Premier League, pentru că era cam plictisitor să o ținem în Superliga României. Așa, Farul poate concura în Premier League, Emirates FA Cup, Carabao Cup, UEFA Champions League poate, însă a trebuit să avem grijă să nu retrogradăm. E bine, în simularea aceasta este vorba despre tineri, adică avem nevoie de foarte mulți tineri. Echipa asta momentan nu arată foarte bine, pentru România arată destul de bine, însă pentru Premier League nu arată deloc bine echipa, așa că o să schimbăm efectiv toată echipa. Însă vreau să facem o chestie specială la această simulare. Pe lângă obiectivele care o să le spun mai târziu, vreau să păstrăm 2 jucători de la această echipă până la final. Și acești 2 jucători sunt Grameni cu Sârbu, vreau să rămână până la final, pentru că sunt tineri, ambii au 20 de ani dacă nu mă înșel, și mai ales Grameni chiar arată destul de bine. 69 overall pentru el la 20 de ani arată bine. Înainte să trecem la transferuri, haideți să setăm și obiectivele. Obiectivele sunt destul de simple, zic eu. Trebuie să câștigăm măcar o dată UEFA Champions League, acesta fiind obiectivul principal. Farul desigur trebuie să câștige de 2 ori Premier League măcar și desigur să acumuleze 5 trofee în total, cu Emirates FA Cup, cu Carabao Cup, cu Premier, cu toate astea. Acestea sunt obiectivele destul de simple, însă avem niște reguli. Pentru că noi vom transfera jucători tineri, avem voie să transferăm jucători doar sub 20 de ani și avem voie să facem 5 transferuri pe sezon, maxim. Nu știu dacă o să avem nevoie, dar avem voie doar 5 sezon, acesta cel puțin. Și cam astea sunt obiectivele și regulile. Eu zic că sunt destul de interesante și că va face această simulare mult mai frumos. E bine, acesta fiind spus, haideți să vedem cum arată echipa din nou. Echipa arată destul de bine, poate juca destul de ok. Nu cred că retrogradează, sper cel puțin, însă noi avem nevoie de jucători buni, tineri, sub 20 de ani. Și noi avem buget nelimitat. Simularea asta nu va fi una realistă clar, pentru că Farul nu este în Premier League, așa că nici transferul nu o să fie realiste. Însă prima oară, haideți să vedem unde trebuie aduși jucători. Și vedem că noi nu avem un left winger propriu zis, așa că vom aduce un left winger. De asemenea, vreau eu să-mi iau un portar destul de bun, pentru că în Premier League cred că avem nevoie de un portar. O să ne luăm și un right winger, pentru că, na, 60 overall nu e cine știe ce. O să vreau să-l schimbă pe Kiki și să aducem un nou left back. Și o să vreau să mai aduc și un mijlocaș în locul lui Vână. Bun, și după ce am căutat mulți jucători, am ales 5 jucători. Un portar, un mijlocaș, un left back, un right winger și un left winger. Avem Garnacho, Ilias, Balde, Musiala și Restes. Acești 5 jucători sunt sub 20 de ani, bine, da, Musiala e 20, da, se pune. Jucător chiar foarte, foarte bun, Musiala, clar e cea mai bun jucător. Puteam să-l lași pe Bellingham, însă văd că este mai scump Musiala și din câte știu eu din simulări, din atâtea simulări, Musiala crește mai mult decât Bellingham. Așa că data asta o să-l luăm pe Musiala. Eu o să costez destul de mult, însă o să mă bag repede să-i transfer și revin după aceea. Acum cu acești 5 jucători arată mult, mult mai bine echipa. Și cu siguranță o să ne aștepte ca să nu retrogradăm în Championship. Însă, cum v-am zis, noi vom postra 2 jucători, Sârbu și Grameni. Așa că pe aceștia doi trebuie să le pun un nivel în plan de să bun. Bine, la toți de fapt, dar în special la acești 2 jucători ca să crească ei cât mai mult. Așa că mă bag să fac nivel în planurile și contractele și revin într-o secundă. Contractele am făcut cât și nivel în planurile la toți jucătorii importanți. Așa că simulăm primul sezon în Premier League cu Faro să vedem dacă reușim să scăpăm de retrogradare. Sezon cu numărul 1 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Grabini ar crescut la 72, Sârbu la 67, destul de bine și el. Însă, na, Garnacho, Ilias, Musiala la 88. Însă, haideți toți vedem ce a fost top marcator la noi în echipă. Chiar sunt destul de curios. Este Garnacho cu 18 goluri, Ilias cu 13, Munteanu a marcat și el 10 goluri, însă, da, nu este de la noi. Iar la asisturi se pare că este Balde și Grameni care au reușit aici 4 goluri și 7 asisturi. Destul de bine pentru primul sezon.
sezon, mai ales în Premier League, și se pare că Farul este pe locul 13, asta înseamnă că scapă de retrogradare în acest sezon. Nu mă așteptam sincer, pentru că n-am făcut foarte, foarte multe transferuri, 5 transferuri mă așteptam să fie suficiente ca să scăpăm de retrogradare, dar se pare că a fost. Locul 13 este destul de ok, însă pe locul 1, da, este Arsenal. Emirates FA Cup, haideți să vedem dacă reușim, dar nu reușim clar, suntem scoși de Manchester City, ok. Totuși am ajuns până în rota 5-a. În Carabao Cup, haideți să vedem dacă reușim, nu suntem scoși, unde suntem scoși? Ok, suntem scoși de Spurs cu 4-0, iar în Champions League, în Europa League și în Conference League n-am jucat. În sezon cu numărul 2, haideți să vedem cum putem să îmbunătățim echipa cu noi transferuri. În primul rând avem nevoie clar de un atacant, în al doilea rând de un mijlocaș și clar de fundaș. Așa că asta o să facem în sezonul acesta, o să ne ocupăm de poziție care n-avem jucători buni. În sezonul acesta n-avem 5 transferuri neapărat, avem 4 transferuri destul de bune. În atac avem pe Mukoko, care are 19 ani, foarte bun striker. Ca fundaș avem pe Yoro cu Cardoso, un regen interesant și Yoro care este foarte bun. Și în mijloc avem desigur pe Pablo Gavi, un mijlocaș foarte bun care are încă 19 ani. Așa că îi vom transfera pe absolut toți. Însă se pare că pe Mukoko nu putem să-l transferăm din cauza că este împrumutat. Ok, va trebui să caut eu alt atacant. Dacă un Coco n-a putut, Mathis, Tel, sigur poate să vină la noi. Un jucător interesant, așa că haideți să transferăm. Acum cu Tel, Gavi, Cardoso și Yoro arată mult, mult mai bine echipa. Este efectiv completă. Cam așa va arăta echipa tinerilor. Eu zic că arată destul de bine. Acum o să ne mai ocupăm noi de banca de rezerve, însă în cealaltă sezoane. Însă da, cum v-am spus, Sârbu și Grameni, ambii vor rămâne la echipă și vor ajunge sus acolo împreună cu restul. O să mă bag eu de serios, fac de în planurile și contractele și revin imediat. Contractele l-am făcut că și DVM în planurile echipa arată foarte, foarte bine. Să sperăm că va juca Sârbu și Grameni toate meciurile. Noi suntem pregătiți, așa că simulăm sezonul cu numărul 2 în continuare. Sperăm că nu o să retrogradăm, însă cu echipa pe care o avem, nu sunt sigur că nu o să retrogradăm. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Muse la 91, Gavi 87, Grameni la 75, a crescut destul de mult, însă și Sârbu. Totuși, hai să ne ce am multe goluri și se pare că este Tel cu 15 goluri doar, ok, destul de puțin. La asisturi este Balde cu 5 asisturi și se pare că Grameni nu prea mai este pe aici data asta. Are doar un singur gol și 2 asisturi. Însă, sezonul ăsta vedem că este pe locul 17. Nu știu cum am reușit data asta locul 17, însă, da, un sezon mult, mult mai greu aparent. Se pare că câștigă înapoi aici City. Emirates FA Cup, hai să ne că reușim, nu reușim clar, suntem, unde suntem, unde am fost scoși. Ok, se pare că am fost scoși în runda 3 de West Ham cu 3-0. În Carabao Cup, hai să vedem totuși dacă reușim, nu reușim, suntem scoși de City în semifinale. Vezi că am ajuns destul de departe, iar în UEFA Champions League și în asta n-am participat. Suntem în sezonul cu numărul 3 și în sezonul acesta trebuie să ajutăm echipa să crească mai mult, însă cu banca de rezerve, pentru că în primul 11, să fiu sincer, nu cred că putem să facem ceva. Avem cei buni jucători de sub 20 sau 20 de ani, iar pe Sârbu și pe Grameni nu vrem să-i schimbăm. Așa că banca de rezerve trebuie să schimbăm. Și voi aduce eu un portar probabil de rezervă, 2 fundași și 2 mijlocași. Bun, și-a revenit cu 5 jucători destul de interesanți, un portar bravo, Mbappe, care este, na, frate, s-o clar, Bischoff, sau Bischoff, nu știu cum se pronunță, Lang și Berardi, acești doi sunt regeni împreună cu portarul, însă sunt niște jucători destul de interesanți, pe care, sincer, vreau să-i transfer, pentru că o să ne ajute destul de mult. Bun, și acum cu banca aceasta chiar arată mai bine echipa, pentru că în teren avem jucători chiar buni. O să băgăm aici pe Lang în locul lui Yoro, nu știu ce, nu știu, o să vedem care joacă mai bine, de fapt, că avem niște fundași destul de buni. O să se bate aici care cum o să joace mai mult. La portar nu e problemă și la mijlocaș nici acolo, pentru că am avut grijă să nu iau un overall mai mare decât Grameni. Fac diferent planuri și contractele și revin într-o secundă. Diferent planuri și contractele am făcut, echipa arată destul de bine în primul 11 cât și pe banca de rezerve. Așa că simulăm sezonul cu numărul 3, spunea că de data asta reușim mai bine decât în sezonul anterior, pentru că sezonul anterior a fost destul de grav. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că hai să ne cum arată echipa și arată destul de bine. Grameni la 77 overall, Sârbu la 74, au crescut foarte bine și ei, însă Musiala la 93 overall, cea mare overall din echipă. Haideți să vedem ce am scris, cea multe goluri totuși, și se pare că este Ilias cu 18 goluri, Tel în spate cu 18 și Garnacho cu 17. Iar la asisturi se pare că este Gavi
Gramini având doar 3 asisturi, însă este destul ok. Haideți să spunem pe ce loc suntem și suntem pe locul 8. E mai ok, e mai ok. Ne apropiem ușor-ușor de top 5 măcar, să fim undeva în Europa, adică măcar. Eu zic că sezonul ăsta am făcut o treabă destul de bună. Emirates FA Cup, haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu, City în continuare. Suntem scoși unde? De scoși în runda 3 de Plymouth. Ok, cu 2-1. Carabao Cup, haideți să vedem dacă reușim. Nu reușim, Wolves câștigă. Ok, suntem scoși. Unde suntem scoși? Suntem scoși tot în runda 3 de Aston Villa la penaltiuri. Bă, ce ghina a avut în Carabao Cup și Emirates FA Cup. Și ca de obicei, da, nu suntem în UEFA Champions League, Europa League și astea. Încă. Suntem în sezonul numărul 4 și în acest sezon, haideți să vedem ce putem să îmbunătățim la echipă. În primul 11, nu cred că putem să facem nimic, să fiu sincer. Însă, banca de rezerve, mai avem două poziții de rezerve de schimbat. Avem doi atacanți, bine aici Nedelcu, dar o să schimbăm cu doi atacanți. O să fie aici un striker și un left winger sau right winger. Și să fiu sincer, haideți să vedem dacă reușim să găsim regenul lui Cristiano și regenul lui Messi. Ar fi interesant să avem pe amândoi pe banca de rezerve și dacă putem, pentru că dacă au peste 20 de ani, da, nu cred că putem. Prima oară hai să-l căutăm pe Messi, el e CF, îi dăm o dată așa să vedem că îl găsește și se pare că ne l-a găsit. Cred că ăsta e. Nu e asta. Ok, clar nu e Alvarez. Oh, nu. Se pare că încă nu putem să luăm pe Messi pentru că el încă mai joacă. Ok, și se pare că ok, sezonul ăsta se retrage, așa că nu o să luăm niciodată, o să luăm de fapt doar unul, o să luăm pe Cristiano Ronaldo, care nu cred că mai joacă, nu? Ok, Cristiano nu mai joacă, da, era clar. Ok, și se pare că l-am găsit, ăsta ar trebui să fie, nu? Acrobate, quick step, first touch, 19 ani, putem să luăm, chiar pare a fi Ronaldo, adică nu cred că e altul. E bine, acesta este singur, așa că, na, presum că ăsta este, este și de la o echipă din Arabia Saudită, Alpha Tech, îl cheamă Gonzalo Andrade. Mamă, ce nume pe el. Bun, și acum la echipa a venit și regenul lui Ronaldo. În sezonul viitor o să-l transferăm și regenul lui Messi. Însă momentan, cred că cu Ronaldo ne surgă destul de bine. Ca de obicei, fac diferite planurile și revin. Diferite planurile și contractele sunt făcute. Echipa arată foarte bine. L-avem pe Ronaldo, regenul lui, pe banca de rezerve. Suntem pregătiți, așa că simulăm sezonul cu numărul 4. Să vedem dacă data asta reușim un top 5 măcar. Forțăm puțin, dar eu cred că reușim. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, așa că haideți să ne cumpărăm echipa și arată destul bine, însă avem un accidentat. Ok, l-avem pe Berardi care aparent este accidentat. Se echipa chiar arată foarte bine. Gramini la 80 overall, Sârbu și la 77, destul de bine a urcat și el. Haideți să o să vedem ce am scris cea multe goluri și se pare că este Garnaccio cu 26 de goluri. Bine mă, Garnaccio. Regenul lui Ronaldo a scris 19 goluri, mai multe decât Tel, care a scris aparent doar 4. Ok. Și la asistul se pare că este Gavi cu 9 asist. Gramini se pare că are 4 goluri și un asist. Haideți să o să vedem pe ce loc suntem. Nu mai suntem printre ultimele locuri, așa că haideți să vedem. Sperăm la un top 5 totuși. Top 10 Chelsea, ok, ca de obicei. Hai să vedem un top 7, ok. Top 7 Liverpool. Hai să vedem un top 5, dacă reușim, nu reușim. Top 6 suntem, ok. Mă, nu este rău să fim în Conference League, dacă nu mă înșel, așa că este destul ok. Câștigă Manchester United, ok. Haideți să o să vedem în Emirate să fie că dacă reușim, nu reușim aici. Câștigă Arsenal și se pare că suntem scoși în runda 6 de Newcastle. Am trecut ceva, uite, am bătut Liverpool cu 2-1, bine, bine acolo. În Carabao Cup, hai să spunem că reușim, nu reușim aici, câștigă City. Și noi suntem scoși în runda 4 de Arsenal, ok, ok. În sezonul cu numărul 5 ne mai trăim un singur jucător și completăm primul 11, cât și banca de rezerve. Și acest jucător este desigur genul lui Messi. Hai să vedem cum arată și cine este de fapt. Căutăm CF argentian, maxim 20 de ani, hai să spunem că găsim ceva și se pare că găsim un jucător de 18 ani care are 88 overall. Dacă ăsta nu este Messi, mă mir efectiv, sigur este Messi ăsta. Sigur. Ok, ok. CFKM. Oh, n-are poziția de right winger. Totuși o să încerc eu să-l fac un right winger. Bun, și genul lui Messi a venit la echipă și va intra aici în locul lui Elias. Să sperăm că reușim pe la urmă să-l intergăm. O să-l băgăm și pe Andrade, adică Ronaldo. Garcia cu Andrade, adică Messi și Ronaldo în aceeași echipă. Să sperăm totuși că le ia fața la acești doi. O să încercăm totuși să-l facem pe Garcia un right winger, spunea că vrea. Și se pare că nu se ia deloc mult pentru că este Messi, da. Este Messi, în două săptămâni este gata. Da, și cu acest transfer am terminat efectiv echipa. Avem un prim 11 foarte, foarte bun. Banca de rezervă care este pregătită să intre mereu în teren. Și desigur Sârbu cu Gramini care i-am păstrat de la început. Eu o să mă bag să fac repede de divin planul la fiecare jucător și revin după aceea. Am făcut divin planul cât
și contractele echipa arată foarte bine, cât și în primul 11 și pe banca de rezervă acolo cu Messi și cu Ronaldo. Așa că simulăm sezonul cu numărul 5, să sper că data asta reușim un top 4. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, așa că haideți să spunem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Mamă, cât au crescut jucătorii, 96-96, 95 Balde, wow. Da, a crescut foarte, foarte mult echipa, peste tot, absolut peste tot. Sârbu a crescut și el puțin, Grameni și el a crescut destul de bine. Garcia, să vedem că este cam supărat. Da, bă, uite voi și tu, l-am trecut Ilias, bă. Bă, uite bă de aici, bă. Ai, o să-l păstăm oricum totuși pe Messi. Haideți să vedem totuși ce am scris cea mai multe goluri din atâția jucători. Este Andrade, adică Ronaldo, 25 de goluri. Garnaccio spate cu 21, Ilias cu 19 și la asisturi este tot Ilias cu 10. Da, n-a jucat aproape deloc regionul lui Messi. Grameni aici 5 goluri și 5 asisturi, a jucat destul de bine. Și Sârbă aici un gol, un asist, destul de bine. Însă haideți să vedem în Premier League pe ce loc suntem, pentru că este foarte important. Am văzut că am câștigat foarte multe meciuri, așa că este foarte posibil să fim în top 4. Hai să vedem, top 10 suntem. Suntem, ok, suntem fără nicio problemă. În top 7, ok. Manchester United pe 7, ok. Pe 6 Spurs, pe 5 City. Oh, wow, ok, nu știu ce se întâmplă aici, pe 5 City, mă. Ok, suntem în top 4, ceea ce înseamnă că avem loc de Champions League. Însă, poate reușim să câștigăm, hai să vedem. Pe locul 4, Liverpool. Pe locul 3, Chelsea. Ok, am rămas, ce am rămas? Arsenal. Ok, am rămas Arsenal. Hai să vedem, 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm Premier League-ul cu farul Constanța, mă. Bine, mă, bine, mă, cu 87 puncte știam eu că avem foarte mare șansă să câștigăm. Emirates FA Cup, hai să vedem că reușim. Nu reușim, mă, ne bate Arsenal în final, bă. Carabao Cup reușim. Da, câștigă tot Arsenal, ok. Noi am câștigat titlul, însă Arsenal a câștigat restul. Suntem scoși, unde suntem scoși? Suntem scoși și runda 3 de Watford, pe bune. Data asta totuși a fost în Conference League, unde vedem că am ieșit din grupa noastră pe locul 1 cu 16 puncte. Însă în round of 6, în cât de rapid ne scoate Galata cu 3-2 la general, bă, și câștigă Marseille, ok. Suntem în sezonul cu numărul 6 și în acest sezon, să fiu sincer, dar nu știu ce să facem decât contractele și development, pentru că la echipă nu avem ce să schimbăm efectiv. Poate banca de rezerve, dar eu zic că este destul ok. Așa că, na, cum am spus, o să mă bag repede să le fac ca să scăpăm rapid ele și contractele la fel. Ca să nu mai lungim, am făcut contractele și development, așa că simulăm sezonul cu numărul 6 cu echipa tinerilor. De asta suntem în Champions League și sperăm că o să reușim să-l câștigăm. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, nu pot să înțeleg. Eu nu pot să înțeleg cum a crescut Musiala la 98. Eu îi dau de vreun planul, dar nu înțeleg cum crește așa, frate. Sârbu la 86, a crescut plus 4 și Grameni plus 3 acolo, destul de bine a crescut și el. Însă haideți toți venim ce am scris cea multe goluri și este Andrade, ok, este Ronaldo practic. 36 de goluri, Ilias în spate cu 27, care a crescut pe la 94, wow, e incredibil. Și la asisturi este tot Ilias cu 13 asisturi. Și se pare că sezonul acesta Grameni 7 goluri și 6 asisturi, destul de bine. Însă haideți să vedem în Premier League cine câștigă, pentru că mai avem nevoie de un singur trofeu Premier League și completăm acel obiectiv. Așa că hai să vedem. Top 10 clar suntem, top 7, ok, top 7 Chelsea, top 5, ok, top 5, oh, ne-am uitat, ok, ne-am uitat din greșeală. Este pe locul 4 City, ok, pe locul 4 City, pe locul 5 Manchester United. Locul 3 este Arsenal, ok, 1 sau 2, cine mai este? Cine mai este? Liverpool? Da, Liverpool. Ok, 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm, mă, bine, mă, reușim să câștigăm din nou Premier League-ul cu 91 de puncte, what? I-am spart efectiv pe restul, i-am spart. Totuși, cu ce echipă avem, logic, i-am spart. Efectiv, uite, și reușim să câștigăm, reușim să câștigăm, mă, versus Arsenal, o batem cu 2-1, let's go. Emirates FA Cup, reușim să câștigăm, nu, câștigă aici Arsenal și noi suntem scoși. În runda 5-a de Leeds cu 2-1. Ok, în Carabao Cup, hai să spunem că reușim. Nu, aici câștigă Liverpool și noi se scoși de Liverpool cu 5-2 la general. Însă totuși pe noi ne interesează UEFA Champions League, pentru că data asta în sfârșit suntem în Champions League și se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte. Însă în round of 6 ne scoate PSG, bă, cu 4-3 la general. Măcar câștigă ea? Nu, câștigă Chelsea. Ok, suntem în sezonul numărul 7 și în sezonul acesta, să fiu sincer, nu avem nimic de făcut în afară de câștigă
câștigarea UEFA Champions League-ului. Adică uitați-vă puțin ce echipă avem. Numărul 7 overall Musiala. Trebuie să câștigăm Champions League sezonul acesta. Totuși, desigur, vom lucra la developer pentru a crește acolo Grameni cu Sârbu, pentru că na, ei sunt cam cei mai mici jucători de la noi în echipă, dacă ne referim la overall din primul 11. Așa că o să mă bag să fac repede contractele și developerul și revin într-o secundă. Ca să nu mai lungesc foarte mult antrenat developerul cât și contractele, așa că simulăm și sezonul numărul 7, spunea că reușim data asta să câștigăm UEFA Champions League cu echipa tinerilor. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și se pare că arată destul de bine. 98 Carnaciu, 98 Musiala, 99 Balde, acum l-am văzut. Băi, nu pot să cred cum au reușit așa să crească. Și Grameni și Sârbu au crescut foarte mult. Însă totuși, hai să vedem ce a fost top marcator și se pare că a fost Andrade, ok. Adică Ronaldo a scris 39 de goluri, Garnaccio în spate cu 36, la asisturi este tot Garnaccio. Grameni se pare că a avut un sezon foarte bun, 12 goluri și un asist. Haideți să vedem în liga unde suntem, hai să vedem direct tot la top 5, ok, suntem clar top 5. Top 4 Liverpool, top 3 Spurs și acum am rămas Arsenal și Farul Constanța. Hai să vedem. 3, 2, 1 și reușim, mă. Dar nu era, Arsenal era mai în spate. Ok, reușim să câștigăm cu 94 de puncte. Foarte, foarte bine acolo. FA Community Shield reușim și FA Community Shield. Let's go. Cu 3 la 2 versus Arsenal. Emirates FA Cup reușim. Nu reușim aici să câștigăm. Tottenham. Carabao Cup reușim să câștigăm Carabao Cup. Bine, mă. 2 la 1 versus Newcastle. În Champions se pare că am terminat grupa pe loc cu 2 la egalitate de puncte cu PSG. În round of 6 se pare că am dat de Juventus, pe care am bătut-o cu 3 la 1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Liverpool, pe care o batem cu 2 la 1 la general. În semifinal de Chelsea, pe care o batem și pe aia cu 2 la 1 la general. Iar finalul vă juca versus Inter, unde va urma să o jucăm desigur, pentru că vreau să testez jucătorii. Echipa lui Inter arată interesant, chiar arată destul de bine și încă putem vedea și jucători destul de interesanți, la Lautaro, Moukoko, Adeyemi, Camavinga, Olise, Enzo. Jucători foarte, foarte buni. Însă, da, dacă echipa mea nu e mai bună, atunci nu știu ce să zic. O să pun aici pe Ilia, pentru că am văzut că a crescut mai mult. Echipa mea, de departe, este mai bună. Așa că, da, o să dau un play match, pentru că de-abia aștept să joc cu acești jucători. Bun, și începe finala Champions League versus Inter cu Faro Constanța. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Atac foarte bun aici de la Inter. Hai să vedem dacă reușim să ne apărăm. Lautaro Martinez șutează însă în blocaj. Hai să vedem pe Garnaccio care are 98 overall. Pasăm la Ronaldo cu un finesse. Da, ok. Ocazia foarte bună pentru Inter. Oh, este penalti, nu pot să cred. Este penalti, wow. Pe bune! Hai să vedem că reușim să apărăm acest penalti de la Lautaro Martinez. Hai să vedem, ghicim colțul? Nu, îl ghicim de fapt. Ghicim partea, dar nu ghicim dacă este sus sau jos. Și marchează Lautaro Martinez din penalti. Vine Musiala, pasă la Grameni. Grameni șutează, însă apără Castells. Bă, ce bine apără aici portarul de la Inter. Musiala la balon, Musiala pasă la Cardoso la Grameni. Grameni se duce foarte bine, șutează și marchează Grameni în finala Champions League, mă, bine, mă, Grameni. Un jucător de la început de simulare reușește să marcheze în finala Champions League. Revedem faza foarte rapidă aici, s-a mișcat Grameni, a văzut spațiu, s-a dus direct, șutează foarte bine și marchează, face 1-1. Ocazia foarte bună aici pentru... Wow, ce șut interesant! Oh, nu pot să cred! Oh, ok, hai să scăpăm. Ce șut interesant acolo! Ce fault acolo, da. Este fault, este roșu pentru Karim Ademi. What? Ok. Oh, wow, nu mi s-a părut așa de agresiv încât să fie roșu, dar ok. Hai să vedem o centrare la Ronaldo. O farfecă, însă bară, bă. Cât de aproape și ce frumos a aruncat. Bine, aici la Ronaldo, Ilia se duce foarte bine, poate intra în care foarte bine acolo, pasează, șutează Musiala, însă prinde portarul în brațe, se termină și repriza totodată. Hai să vedem acum ocazia foarte bună pentru Inter, foarte bine acolo, pasă, șutează și marchează, nu pot să cred, marchează Interul, se face 2-1. Ilia foarte bine la balon, șutează, însă nu marchează, apără portarul. Bine aici la Musiala, la Garnaccio. Garnaccio stoarce foarte bine, șutează, însă pe lângă poartă. Bă, Garnaccio, ce ne faci, mă? Hai să vedem pe Garcia, foarte bine aici la Musiala.
Musiala la Garnacho, Garnacho șutează și marchează, mă, se face 2-2, mă, bine, mă, Garnacho, mă, ne salvează Garnacho. Messi la balon, șutau, alo, nu poți, bă, nici Messi, nici Ronaldo nu poate să-mi scrie, mă, l-am scos pe Ronaldo ca să fac pe Messi și, uite, știi, nici Messi nu poate. Garnacho foarte bine acum la Messi, Messi continuă foarte bine, șutează, însă apără portarul, bă, ce poate să apere ăla. E aici Musiala, Musiala pasă în spate, bine cu cea la Garnacho, Garnacho nu reușește, bă, cât aproape sunt toate fazele. Du-te, pasă jos, haide la Musiala, Musiala, dacă reușește la Garnacho, Garnacho șutează, însă apăr portarul, bă, ce apărat, nu pot să cred, nu pot să cred ce a apărat-o pe asta. Uitați-vă și voi la faza asta, uitați-vă și ce bine s-a mâncat Garnacho, era direct... Direct vincul era. Asta e ultima șansă, ultimul corner, centrare de la Grameni la Cardoso, însă iese portarul, dar a rupt. Deci portarul de la Juventus, la Inter, a spart, a rupt meciul ăsta. Ah, ce să facem? Continuăm în prelungire. Asta e o ocazie foarte bună aici pentru Inter, șutează, însă ne apără portarul. Bine, mă, bine, mă. Ilias la balon, foarte bine acolo, se întoarce, șutează, însă apără portarul, bă, frate, bă. Vine aici Garnacho, se duce foarte bine, du-te Garnacho, du-te Garnacho, du-te Garnacho, nu pot să cred, ce bară, nu pot să cred. Haide, haide Garnacho, haide Garnacho, pasă bună, șutează, însă nu pot să cred, deci nu pot să cred așa, nu pot să cred apărat tot, mamă, sunt curios câte save vreau. E bine și se pare că se dece la penalti, însă înainte de chestia asta vreau să văd câte save-uri a avut, 8 salvări a avut portarul ăla. Bun, vin loviturile de departajare, hai să vedem dacă reușim să câștigăm finala la lovituri de departajare. Bun, lăsăm așa, nicio problemă, hai să punem mai mulți, de fapt, le punem pe Grameni mai sus, sau hai, lase așa, oricum știam să ies la penaltiurile mei. Prima oară, Garcia, încercăm noi să-l plasăm destul de bine, șutăm și marchează, bine mă, Messi marchează. Enzo, ok, Enzo ușor în dreapta, ok. Asta de Musiala, bine acolo în dreapta jos, reușim. Marcos Lorda, nu știu cum îl cheamă, apărăm mă, bine mă, apărăm, let's go. Ia mă, Ilias, haide Ilias. Bine mă, Ilias. Carboni șutează, însă înscrie. Asta în Garnacho. Garnacho trebuie să înscrie. Trebuie să înscrie Garnacho. Garnacho înscrie, mă. Bine mă. Dacă o apărăm pe asta, câștigăm finala Champions League. Olise șutează. Hai să vedem. Și reușim, mă, să apărăm penaltiul, mă. Bine mă. Câștigăm finala Champions League în loviturile de departajare, mă. Bine mă. Let's go, mă. Revedem iar execuția lui Olise ratată pentru că a apărat portarul nostru. 95 over, dacă nu mă șel, are. În sfârșit, după atâta timp, Farul Constanța, băgat în Premier League cu toți jucătorii tineri, câștigă finala UEFA Champions League. Haideți să vedem acum și pe podium, aici unde va ridica trofeul capitanul, care, dacă nu mă înșel, este Grameni. Grameni ar trebui să fie capitanul echipei. Abia aștept să-l văd aici cum vine. Numărul 24, capitanul echipei, echipa tinerilor, Grameni, cea bun jucător de la noi în echipă și... Haide! Yay! Reușim să câștigăm finala Champions League cu Farul Constanța și echipa tinerilor. E bine, și cam asta a fost videoclipul de azi. Sper că a plăcut, a fost foarte interesant și mie mi-a plăcut foarte, foarte mult să simulez aceste 7 sezoane, cred că, și finala oricum mi-a plăcut foarte mult. Deci finala a fost cireașa de pe tort, efectiv. Obiectivele le-am făcut pe toate, zic. Am câștigat și Champions League, am câștigat de 3 ori, ba chiar Premier League-ul, am strâns peste 5 trofee, deci am făcut obiectivele. Sper că a plăcut, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz că n-ați prins deja pentru a strânge acolo 1k subscriber, mai avem foarte puțin, mai avem 100 de abonați și ajungem, pentru că la 1k subscriber aveți de la mine un videoclip special. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. I-a fost Unreal Byte, v-am văzut, pa, pa!